Cu Unibet ai umor de parior. Rămâi cu noi. Dar ziua a început exact cum așteptam. Cu o doamnă care țipa iu-iu-iu într-o limbă total străină de mine. Ieșiți afară, femei, și mergeți aici cei, că noi am venit cu spor și am ajuns la ai umor. Deci bocitoarele sunt o organizație secretă foarte periculoasă, care atunci când iese la suprafață, creează pagube intelectuale. Da. Da, a început ca un energizant în freză, direct aruncat așa, cu iu-iu-iu la toată lumea. De pe astăzi s-a lăsat și-a mâncat tăieței mulți și de atunci a rămas muț. Dar nu este gen de momente, este, cum ar veni, pregătești un nebun pe cale să se recupereze pentru internare definitivă. Pentru ce protestați, dragii mei? De la Chisguia. Bună seara! Stai mă, stați, că n-au terminat. Cum nu? N-au terminat. De unde știi? Că noi am venit aici cu o găină, dragii mei. E drăguță? Nu știu cât e drăguță, dar e gustoasă, e gustoasă. E caldă sau e rece? Adă tu, fată, găina ce face. Adă, fată, găina aici la... Da, să știți un lucru. Îi și hiartă, îi și friptă, și ieri a fost cocoșită. Oh. Ui, 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 ui. Hai că m-am trezit. Șurțul meu tărcat cu roșu cântau ai ca și cocoșu. Șurțul meu tărcat cu roșu cântau ai ca și cocoșu. De surpriza din partea mea e. Cred că mai beau, mai plăne cu oameni să... Se pare că nu sunt. Nu e nevoie de strigături, nicăieri și-a venit femeia cu strigăturile de acolo. E naștigătoare în sat. Vreau să vă zic la mulți ani pentru toate zilele de naștere la care n-am fost. Trebuie să recunosc că am râs mai mult de ceea ce spunea Gorda acolo lângă mine. Noi fiind obosiți, că el a zis că să-i mulțumim lui pentru momentul ăsta, că el l-a adus. M-am distrat cât am putut, pentru că bucuria colegilor cumva mă făcea să mă simt ca o buturugă putrezită în apele râului bolburat. O duminică minunată la toată lumea. Seara m-am îmbătat și am pus lepul surpriză colegilor. O, Doamne Dumnezeule! Să rămână, Doamnă! Pune-ți sicriul jos! A dat tot ce a fost mai bun. Mereți acasă, dar să nu faceți prostii, că dracu vine naș! Faceți, mă, faceți prostii, că sunteți tineri! Aveți voie! De cât timp sunteți căsătorită, doamnă? De 40 de ani. Hai da, bine, ce... Acum 40 de ani? Și care este secretul? A, păi vă spun eu. Da, vă rog. Ce aveți pe suflet, spuneți cu voce tare. Că vine noaptea împăciuitorul. Aha. Împăciuitorul de față și pe dimineață tăcheți mândre și frumoasă. Deci e foarte important să ai împăciuitorul la tine. Da. Baltacul, domne, baltacul. Dar el vă spune tot ce are pe suflet? Păi dacă îl îmbăt un chic, spune. A, păi cum, măi? Asta-i secretul. Deci ăsta-i secretul. Comunicare și pălincă. Pentru tradiții. Pentru tradiții. Pentru bunăstare, pentru continuitate în relații, da, pentru da. Relații de lungă durată, pentru căsnicie da. Frumoasă și pentru comunicare, votul meu este... Îl dau? Da. 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 Să vă dea Dumnezeu raiul și mie cheile! Votul meu este unul împăciuitor. Aveți un da și de la mine. Mulțumesc! Pentru soțul noastră, haide, poate ne mai vedem. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumesc! De punct de vedere artistic, vă găsesc îngrozitoare.
A, mulți ani, dragă, că nimeni nu i-a spus de mult așa. Vedeți, încep să mă simt special. Așa. Vă mulțumesc din suflet. Să fii sănătos, dragă, și la vară cald. Doamne, ajută-vă la toți. Bine fac, bine găsesc. Mulțumesc. Mulțumim. La revedere. Liniște. Unibet sponsorizează momentele tale de râs. Începem chiar acum.